Salut, Eugen, și bine ai venit la podcastul meu. Salutare, îmi pare bine de invitație. Eugen, uite, eu la început de pandemie văzusem o poză cu un artist în casă, închis și izolat și pictând. Și după aceea două poze, exact aceeași poză. Și descrierea era ceva de genul artistul înainte de pandemie și artistul de după pandemie, în sens cu artiștii, oarecum în special pictorii, se consideră că sunt izolați într-un fel, adică nu trebuie o pandemie ca să țină pe ei în casă să picteze. Și uite, mie mi-ar fi interesant să știu ce fel de artist ești tu, pentru că tu desigur că ai și timpul tău în atelier în care ești tu cu lucrările tale, însă eu văd că, mai ales din lista de participări și de expoziții, am impresia că totuși ești și o persoană foarte sociabilă. Deci cum poți să te descrii tu ca artist? În ce categorie ești? Da, eu cred că totuși este foarte legat de activitatea mea, în primul rând. Ca artist, chiar de la început, chiar din academie, eu deja aveam expoziții, trebuia să plec, da? Deci nu finisasem academia, dar eu deja eram pe drumuri. Și iată, am finisat academia și iată de atunci, din 2000, mi-aduc aminte, 14, cum zic eu, pe drumuri. Deci, în Franța, acasă, acasă în Rusia, China, Belgia. Deci, mereu în fugă. Și mă gândesc că din cauza asta așa s-a primit că mai mereu sunt afară și pentru mine, pentru să pictez eu așa în atelier, mai puțin. Deci era ceva timp, perioade, să spun așa, vara, când puteam, iată, în august, în iulie-august, puteam să mă închid în atelier și să lucrez pentru mine. Și iarna un pic. Deci în aceste perioade expozițiile, stagiile, workshop-urile sunt mai puțin. Și deci s-a format la mine, iată așa, că eu în perioada asta sunt mai pentru mine. Iar în primăvara, să zic, toamna, da, sunt perioade când eu sunt foarte activ. Iarăși o sumedenie de expoziții, evenimente, bienale, una după alta și iată mereu lucru și programa mergea foarte repede și din an în an era și mai voluminoasă. Și iată, a ajuns momentul când a dat peste noi pandemie și ne-a blocat într-un fel acasă. Eu, pentru mine personal a fost un stres, pentru că eu am regimul meu și eu știu că eu primăvara sunt acolo, plec, toamna, iarăși plec. Și deci am unele evenimente care s-au format sau, cum să zic, sau le-am pus eu așa după programa mea, sau m-am înțeles cu organizatorii că același eveniment, de exemplu, un stagiu, da, în Belgia, eu am același stagiu în fiecare an în sfârșit de mai. Deci 3-4 ani eu știam că iar la sfârșit de mai eu sunt acolo. Și asta s-a format ca o tradiție. Și astfel de evenimente, am mai multe. Și într-un fel, când ești deprins cu ideea asta că vei fi acolo, vei fi acolo, e mai complicat să ieși să tai tot și să zici, uite, anul să stai acasă. Pentru mine a fost un stres. Să spui tu să mă închid în casă, da, sau în cazul meu în atelier și să lucrez. Însă, bine, stresul a fost prima săptămână, da, când un pic nu înțelegi de unde să iai, când vezi în fiecare 2-3 zile cum organizatorii scriu că trebuie să anulăm, poate anul viitor, poate. Deci panica era peste tot. Și deci prima săptămână pentru mine a fost așa un pic mai nu puteam să înțeleg de unde să încep, ce să fac. Și după asta încet
lucru în atelier. Odată cu asta a apărut mai mult timp pentru mine, pentru creație. Și a apărut și o altă serie în pictura mea. Deci m-am aprofundat, am încercat să găsesc ceva nou, ceva interesant. Și deci a fost o chestie și pozitivă, deci, în același timp și negativă, pentru că s-au înlat multe evenimente. Mm-hmm. Deci, dacă să revin la ceea ce m-ai întrebat, sunt o persoană deschisă, îmi place să comunic, îmi place să merg. Deci, dacă sunt artiști, de fapt, care sunt foarte bine la ei în atelier. Da. Eu îmi place atelierul meu, îl ador, da? Îmi place să petrec timpul, să găsesc hârtie care mi-e trebuie, să pipăi pigmentul, da? Deci îmi place, dar în același timp nu îmi imaginez să stau un an întreg în atelier, da? Și să creez. Deci eu am nevoie totuși și de public, da? Să discut, să deci această interacțiune, da? Și mă gândesc în cazul dat stagiile sau workshop-urile mă ajută într-un fel să schimb această energie. Cred că cam așa. Eu de asta te întreb, pentru că știu că unii pictori preferă să stea practic doar să creeze și atunci nu lucrează atât de mult la partea de marketing. Da. Și pentru că mie mi se pare foarte important și socializarea și să-ți cunoști clienții, să cunoști organizatorii de la expoziție. Mi se pare foarte fain că faci chestia asta. Dar mi era și interesant dacă tu asta ai dezvoltat-o în timp știind că te va ajuta cu arta ta sau așa ai fost tot timpul mai sociabil. De asta te întrebam. Nu pot să spun că sunt extra, sau super, adică totuși am nevoie să fiu o anumită doză, da? Eu trebuie să o păstrez pentru mine. Uh-huh. Dar când sunt foarte mult timp singur, da? Da. Când, iată, în cazul dat, un an întreg, practic, fără evenimente, fără deschidere live, într-un fel, fizică, atunci e un pic complicat pentru mine, da? Uh-huh. Și aceste deschideri, plecări, într-un fel, te ajută, iată, eu să vă spun, după fiecare plecare, deci eu când îmi fac program, pe minimum o lună. Deci merg acolo o săptămână, stagii, expoziții, după asta merg în nordul Franței, după asta merg în Belgia, deci durează, deci nu pot să merg din Chișinău pentru fiecare expoziție. Deci rămân acolo pe o lună sau două și îmi fac tot programul, da? Îl fac pe loc. Și atât după ce mă întorc acasă, după două luni de expoziții, da, de interacțiune cu oameni, cu diferiți oameni, tu ești altfel. Da? Adică toate comunicările te schimbă foarte tare. Da? Mm-hmm. Vezi diferite tradiții, întâlnești o mulțime de oameni. La expoziții sunt oameni care, spre exemplu, cazuri când îți procură un tablou și seara te invit să iei o cină. Da? Îți povestesc diferite chestii locale care tu nu poți să le citești sau să le afli undeva, sau tradiții, sau specific culinar, o viață întreagă, da? Adică totuși se merită să ieși un pic, să discuți, să vezi și altceva și după asta revii altfel, parcă ai trăit o viață, o mini-viață, da, într-un fel, și devii altfel. Și cu experiența, desigur, de pictură, deci dacă mai am timp, pictez pe loc, plenerul, sau, iată, mi-am adus acum aminte un caz, printre primele ieșiri a fost în Portugalia,
m-a văzut cineva pe remiscă la o expoziție, la prima expoziție în Franța și m-a invitat peste o lună în Portugalia. Și eu mi-aduc aminte că pictura mea era foarte, cum să zic, culorile erau foarte pământești, adică era un ocru, era un verde gălbui, deci erau culorile noastre, din Moldova, iată cum culorile toamnei. Și toată pictura mea era, iată, în culorile astea, da? Adică de parcă de pământ, de argilă. Era un anumit farmec. Și după ce am vizitat, da, pentru mine a fost un șoc, Portugalia și locația unde noi am, deci era o tabără de creație. Locația era chiar pe litoral, oceanul, da? Prima dată am văzut oceanul. Culorile, casele, deci a fost un șoc de contrast pentru mine, da? Dacă era alb, era alb până la urmă, da? Dacă era galben maxim, da? Nu era semiton, da? Deci era un contrast nebun. Și iată, după șocul ăsta, eu am venit acasă cu altă idee de culori. Am început să-mi schimb, am început să văd altceva. Deci iată, așa, o deschidere, o tabără de creație, da? O poate să-ți schimbi într-un fel paleta. Foarte interesant, uite, eu așa niciodată nu m-am gândit că experiențele de genul ăsta te schimbă desigur și pe tine, dar îți schimbă și Și pe arta. tine? Da, exact. Și e foarte important să pleci și să expui, da? Asta este clar, și să fii prezent, pentru că iată, acum iar mi-am amintit un alt caz, în Belgia, în Bruxelles, în 2016, era o bienală foarte mare, și iată, am mers și iată, eu atunci mi-aduc aminte sentimentul că eram mulțumit de mine într-un fel, că uite, am expus cel mai bune lucrări care le-am avut la moment. Adică eram într-un fel, așa, un pic mulțumit. Eu rar sunt mulțumit, dar atunci, țineți că avem un sentiment de și bine le-am format, deci și iată când am intrat în expoziție, am realizat ce, deci în contextul, lucrările erau ok, bune, da? Singure, adică dacă le privim doar lucrările mele, erau bune, dar în contextul cu toți autorii care erau, eu am înțeles care sunt minusurile, care sunt, nu că greșele, dar unde trebuie să mai lucrez. Uite, nu mi-ajunge lumină aici, nu contrast. Culoarea asta nu-i bine. Deci eu am văzut toate neajunsurile, într-un fel, în contextul a unei bienale, da? Că le-am văzut în comparație. Deci singur, dacă ești în atelier închis, câteodată nu vezi toate momentele negative. Deci când tu te expui împreună cu altcineva, tu începi să realizezi, vezi care este diferența. Și iată, atunci deja eram mulțumit că eu am înțeles. Deja lucrările care au expus, gata, asta este trecut. Deja nu mă interesa. Eu eram atunci cu ideea că știu ce trebuie să fac. Și merg acasă, în atelier, că eu știu care este etapa următoare. Asta era ideea. Dar în același context, ai ceva similar când te duci la vreun muzeu, dacă îți place să mergi la, nu știu, la muzee, pentru că uneori sunt expoziții de pictură sau chiar sunt muzei special rezervate pentru picturi. Și atunci poți să vezi picturi ale maestrilor cei mai mari și atunci când ești în camera aceea și vezi de aproape cum au pus pensula, cum au folosit culorile. Ai același proces și când ești într-un muzeu, de exemplu, sau doar când expui cu contemporani și pictori, colegi din alte țări? Aici eu mă refeream anume la acorelă și deci la segmentul ăsta, da? Pentru că era o bienală doar de acorelă și era vorba doar de această tehnică. Dar ce ține de muzee,
Este diferit, este totuși important să dozez. Iată ceea ce mulți spun, că iată am fost în Paris, în Louvre și mi-a plăcut, am rămas dezamăgit într-un fel că obosești foarte mult. Deci depinde unde pleci și trebuie să înțelegi ce vrei să vezi astăzi. De exemplu, astăzi vreau să văd impresioniștii Monet și Renoir. Deci trebuie să înțelegi pentru ce pleci într-un muzeu și să culegi sau să iei anume. Deci nu poți să consumi tot. Da? Este foarte complicat să consumi toată arta care este într-un muzeu. De aia și eu când plec undeva, și, bine, îmi place foarte mult să merg în muzee, dar când muzeul este mic, atunci este perfect. Deci, ca să vezi o expoziție, dacă nu vorbim de o expoziție solo de un artist, deci ai nevoie maximum de o oră. Nu poți să stai mai mult, pentru că deja este foarte complicat. Nu poți să consumi toată informația, pentru că sunt niște încărcături de energie foarte puternice. Și din punct de vedere dozajul contează. Spuneai de artiști contemporani și care este diferența, da? La expoziție. Așa am înțeles. Da. Cred totuși că depinde mult de limbaj. Da? Iată, cineva pictează mai să zic, mai realist, da? Cineva pictează mai abstract. Cred că totuși depinde de fiecare, într-un fel, percepția asta, da? Și undeva noi suntem toți subiectivi, da? Da. Eu am o anumită idee, deci putem să discutăm, deci este... Asta nu este o știință, da? Într-un fel. Da? E, poate să fie o știință, dar este o știință unde noi putem să discutăm de ce, iată, stilul ăsta s-a contopit cu ăsta și de unde a apărut, care sunt podurile, de unde vine, da? Și de asta eu cred că fiecare are, nu știu, să zic, timpul lui. Deci pentru mine asta este. Eu am spus, deci chestia asta este foarte subiectivă. Eu am nevoie într-o expoziție maximum de o oră. Iată, în Louvre, dacă să vorbim, da? Mai mult de o oră este foarte complicat să consum toată arta. De contemporan, iarăși depinde de limbaj. Limbaj artistic. Eu sunt de acord cu tine, pentru că și eu când merg într-un muzeu, aleg ori o singură perioadă, ori o singură expoziție specifică, nu pot să trec tot muzeul într-o singură dată și s-a întâmplat mai ales la Londra, pentru că probabil că știi că multe muzee sunt gratis și mă tot duc la același muzeu de mai multe ori, pentru că nu pot să vezi totul deodată și te duci cu diferite, cum spuneai și tu, cu diferite scopuri de fiecare dată, să găsești altceva și să redescoperi, pentru că altfel nu poți să stai acolo, e foarte obositor. Cum spuneai și tu. Da. Uite, exact. Spuneai mai devreme că tu de obicei nu prea ești mulțumit de arta ta. Mi-ar fi interesant, în primul rând, îmi dau seama că ești foarte autocritic, dar când știi că o pictură este terminată, pentru că uneori e greu să-ți dai seama, pentru că te gândești, nu, eu vreau și asta să schimb și celălalt detaliu, să fie totul perfect. Când știi că ai terminat o pictură? Sau care, în ce sens ziceai că ești mereu nemulțumit? Nemulțumit, eu cred că fiecare artist într-un fel este foarte autocritic și chiar într-un fel supra. Da? Adică noi ne criticăm noi înșine foarte mult, da? Și în același timp noi suntem foarte... să zic așa, vulnerabil când pe noi ne critică, da? Și așa ne criticăm pe noi. Și încă să mai auzim critică, e complicat.
Dar, bine, asta eu cred că majoritatea artiștilor simt asta. Ce ține de lucrări când eu simt că este gata? Foarte diferit. Sunt unele lucrări care, iată, le-am citit într-o zi sau în 2 zile. Deci merge acest proces foarte repede, da? Iată, nu știu de ce depinde, de inspirație, de lumină. Deci depinde de mici vibrații, da? Și iată, eu îmi dau seama că ea este finisată, deci nu mai are nevoie. În alte momente, iată, eu pictez o parte, da, din pictură și simt că astăzi nu mai merge, da, să zic, conexiunea, da? Deci nu mai simt. Dacă nu mai simt, nu e nicio problemă, o pun deoparte, revin mâine sau poimâine și o continui. Există momente când, iată, eu am continuat-o și e până la urmă, da? Deci, într-un fel, logic ar fi că este gata, deci o finisesc, dar ea nu este, nu arată așa cum eu mi-am imaginat. Și în cazul dat, eu când văd că eu nu am alte soluții, nu văd de unde și nu știu cum să o finisez, deci eu o iau și o ascund. Undeva o ascund ca eu să nu o văd. Da? Și undeva peste o săptămână, două, eu pot să o scot și iată, atunci când, după o săptămână, da, creierul s-a odihnit, undeva poate și a uitat care era problema atunci, văd, iată, ce trebuie să fac. Da? Foarte repede îmi dau seama, iată, aici, aici și aici. Și undeva mă gândesc, cum de eu nu am văzut atunci? Deci trebuie un fel să o ascund. Deci la mine asta lucrează. Deci eu o ascund și peste câteva, mai bine peste o săptămână, îmi dau seama într-un fel ce trebuie să fac. Alții, deci noi cu mulți artiști vorbeam și alții spuneau că, uite, nu e problema în lucrare, problema e în tine. Pentru că tu ai făcut lucrarea, dar tu, într-un fel, nu ești gata de ea. Deci tu ai nevoie un pic de timp să hai să spun așa, să crești pentru ea, da? Deci nu știu dacă este corect sau nu teoria, dar tu într-un fel crești până la ea și deja când ai crescut, te uiți și zici, da, iată, e bine, iată aici un pic schimb și e finalizată. La mine, iată, câteodată se petrec astfel de chestii. Când, iată, eu peste o perioadă, da, sau, spre exemplu, lucrarea, înțeleg că e ratată. Bine, e ratată. Atunci, eu pentru experiență, știind că lucrează metoda asta, eu și-o ascund. Deci, dacă e ratată, gata. O arunc sau ce fac? O ascund. Și după, cu cât e mai ratată, cu atât săptămânile cresc, e mai mult timp. Și undeva peste 2 săptămâni o scot și zic, a, da, iată, spate de... Deci apare altă idee, da? Altă Altă idee. perspectivă, probabil. Astfel, spre perspectivă, exact. Și e important să ai pe cineva care să vină și să vadă primul lucrarea, da? Cineva care înțelege un pic în ceea ce face, în artă, da? Și iată, deseori am avut așa că parcă e ok, da? Și iată, vine ceva și spune, uite, aici, aici și aici. Iată, aici parcă îmi pare că un pic cade sau... Și zic, băi, iată, exact ceea ce mi-ai... Deci cineva poate să te îndrume, da? Și atunci, pentru că tu stai, asta e copilul tău într-un fel, da? Stai zi și noapte într-un fel și deseori nu percepi tot, da? Ochii se deprind cu imaginea, creierul la fel, deci nu mai vezi critic lucrarea, pictura și atunci poate să ai niște erori. Dar, Cu timpul. repet, metoda o sau o ascundem sau peste o zi vii cu un aer nou, da,
odihnit și încep lucru. Deci eu dacă simt că nu merge, o lăs. Da? Deseori zici, vreau să termin astăzi. Eu vreau să termin astăzi și gata. Pentru că iată e aproape terminată și iată, am avut și așa ceva. Dar dacă nu merge, atunci faci mai rău. Da? Dacă ai lucrat 2-3 zile și poți să distrugi farmecul sau viața în jumătate de oră. Da? Da. Făcând ceva, niște manipulații greșite. Da? Sau... Și atunci astea 2 zile care tu ai le-ai petrecut pentru lucrarea asta. Deci nu mai are sens. Deci dacă simți că nu merge, da? Sau nu-ți place, sau primele, deci sunt primele vibrații care le simți că, uite, nu merge. Și atunci mai bine să o lași. Și, în final, asta va fi cea mai bună soluție. Uite, tu spui că revii peste câteva zile sau săptămâni, dar ți s-a întâmplat vreodată să lași o lucrare câțiva ani și să revii peste câțiva ani la ea? Iată, nu, chiar nu. Ani nu mi-amintesc. Nu. Mi-amintesc momente, de exemplu, că am lăsat lucrări ratate într-un fel, zic, uite, nu. Deci la moment nu mi-a plăcut, da? Și le-am pus undeva, le-am ascuns și peste ani, 3 ani sau 4 ani, nu, 3 ani, pare, le-am văzut, le-am găsit. Și zic, uite, nu e rău. Deci atunci credeam că e rău, că am ascuns, dar acum cu alți ochi, cu altă perspectivă, cu alt, nu știu, altă experiență, zic, nu e rău. Deci de ce eu credeam că e rău? Deci așa momente, situații am avut. Mie îmi place foarte mult tehnica ta și o să vreau să ating puțin și subiectul inspirației de care ai pomenit puțin mai devreme. Pentru că, uite, eu am ceva similar, cu toate că eu nu pot deloc să mă compar cu tine, pentru că ești în o cu totul altă lume față de mine. Eu sunt foarte începătoare, foarte... nu am învățat, știi cum... Corect, dar... În orice caz, să trecem peste asta. Eu am zile în care, efectiv, mă simt așa cum spui și tu, dacă nu îmi iese, eu mai bine nu continui lucrarea respectivă. Însă, ori mă apuc de altceva, dar în orice caz, încerc să îmi creez un fel de rutină. Știi cum pofta vine mâncând? Îmi scot picturile. Da. Chiar dacă nu am inspirație, chiar dacă nu am chef, da, dacă nu-mi iese o lucrare, eu o las deoparte ca să nu o stric, cum spuneai tu. Însă, cred că dacă ar fi să mă întreb în fiecare zi, eu aș zice că eu nu am chef azi să pictez, pentru că nu am inspirație, de exemplu, da? Dar când încep să-mi scot paleta, încep să-mi scot foaia, mă uit puțin la imagini, să văd ce aș vrea eu să pictez azi, și îmi vine și inspirația după. Mi-ar fi interesant dacă ai și tu așa un fel de rigiditate în programul tău, pentru că, de fapt, îmi spuneai puțin mai devreme că da, îți trebuie și inspirație, însă eu sunt sigură că tu îți plănuiești foarte bine zilele. Cum merge procesul de creație la tine? Deci, primul rând vreau să confirm faza că inspirația vine odată cu pictura. Deci nu pot să ai inspirație pur și simplu, iată așa. Deci, ce puțin la mine așa a fost și este că inspirația este foarte, foarte strâns legată de proces, de pictură, da? Deci, când nu văd pensurile sau nu văd toate materialele, nu apare acel gust. A fost cazuri foarte rare când, deci, atât de inspirat sau vreau să pictez o anumită idee sau ceva acolo și mergeam, fugeam acasă, da, ca să o realizez. Dar mai mult este legat de, deci, inspirația într-un fel se aprinde, da, odată cu deschiderea ușii în atelier, da, am deschis-o și deja unde sunt toate lucrările, da? Unele înrămate, unele mă așteaptă pe mine, da? Deci
această atmosferă de atelier, tot într-un fel mă inspiră ca să lucrez. Este foarte important să ai un program. Da? Deci, într-un fel, parcă noi spunem că, băi, asta nu este oficiu să te duci, da? Deci arta nu poate să lucrezi de la ora 9 până la ora 5. Da? Eu am lucrat în atelier și după am închis atelierul și, da, forma e așa, dar totuși, odată cu închiderea atelierului, procesul de creație el merge, da? Eu sau sunt mulțumit sau sunt nemulțumit, eu vin acasă, eu mănânc, privesc ceva, dar eu mereu sunt atelier. Într-un fel, eu mereu, într-un fel, lucrez, da? Dacă eu sunt atelier, asta nu înseamnă că eu nu lucrez. Da? Da. Și cu timpul, deci eu mi-am creat, să zic, rutina asta. În fiecare zi, în atelier, ce o să pictez astăzi, eu nu știu. Acolo am să văd. Bine, dacă sunt niște picturi care mă așteaptă, da, sau sunt în proces, atunci plus minus îmi dau seama ce să pictez. Dar deseori, iată, astăzi nu știu ce să pictez, da? Și depinde de multe lucruri, da? Iată, mi-aduc aminte că am avut o stare, ziceam că vreau să pictez, nu știu ce vreau să pictez, dar vreau să pictez roșu. Da? Am nevoie de roșu. Și fug acasă, pictez roșu. Nu mi-aduc aminte în ce situație eram atunci, dar vreau anume roșu. Și am găsit un subiect să fie maximum roșu. Da? Și multe momente de inspirație vorbim. Dar ce ține de programă? Deci eu înțeleg de unde vine întrebarea, da? Pentru că artiștii sunt dezordonați într-un fel, noaptea pictează, ziua dorm, deci este acest stereotip. Și deseori mulți mă întreabă și eu înțeleg de unde vine, da? De unde vine acest stereotip. Noi, eu personal am nevoie un pic să fie de dezordine, dar dezordinea asta trebuie să fie aici, la mine, în cap, da? Într-un fel. În imaginație trebuie să fie dezordine, dar în atelier trebuie să fie totul bine amenajat, cutiile, pigmentul albastru trebuie să fie doar în cutie de albastru, roșu, deci hârtia trebuie să fie aparte, tot hârtia mai texturată mai sus, asta mai jos, deci îmi place să fie o anumită, un sistem dacă vorbim de materiale, da? Și acest sistem eu am nevoie să-l am și în viață, da? Iată, lucrez de la ora asta până la ora ce. Lucrez anume când este soare. Deci nu lucrez cu Lumina lumină artificială. artificială, da? Da, deci doar lumina de soare. Și toate chestiile astea, într-un fel, te face mai ordonat. Da? Și deja cu asta îți creezi programul tău, ești într-un fel, depinde de mai multe lucruri. Dar spuneam că pentru mine e foarte important să fie un sistem în ceea ce faci, da? Deci nu poți să picteze zi și noapte, o săptămână, după asta o lună, să stai și să te uiți la soare, da? Da. Deci totuși e etapizat, tot trebuie să fie încet, încet și să mergem înainte. Uite, mie e interesant dacă ți-ți place să te plimbi. Nu știu, fie că asta e hiking prin natură sau să te plimbi pe străzi. În general, desigur, nu vorbesc acum de timp de pandemie. Și dacă tu tot timpul te uiți la totul din jur cu ochi de artist sau separi. De exemplu, azi pur și simplu mă plimb în natură și mă odihnesc. Sau tu mereu cauți ceva acolo care să apară poate cumva vreun element în pictura ta?
Interesantă întrebare. Da, eu deseori m-am prins cu ideea că chiar când merg prin oraș, da, pe la țară, îmi amintesc că întotdeauna caut fără să vreau. Deci, chiar și atunci lucrează, da, creativitatea, dar Creierul de principiul artist. de a vedea, da, principiul de a vedea. Deci noi nu pur și simplu privim un copac, da, dar într-un fel, fără să vrei, privești împreună cu umbra. Zici, ar fi bine mai sus, iată copacul ăsta, pe lângă ăsta, e un pic nu e interesant, iată eu aș face copacul mai jos, că el să fie mai interesant, linia compoziției, da? Și îți dai seama că zici, pur și simplu tu te primi, da? Care e linia de compoziție? Tu pur și simplu îți iei un pic de aer, dar în același timp, fără să vrea, deci eu nu caut să mă duc să văd ceva interesant, nu, fără să vrea, intuitiv, toată informația asta vine. Dar și astfel de lucruri și în orașe, da? Iată, pur și simplu te plimbi, deseori mi-amintesc și o sumedenie de teme sau scene, chiar din Paris, iată, eu mă plimbam și vedeam, să zic, atmosfera, da? Eu mi amintesc că era așa ploaie și culorile astea sumbre și încercam să, bine, pot să fac fotografii, dar fotografia, desigur că nu transmit tot. Zic, eu încerc, stau o minută și să memorez anume atmosfera asta. Pentru că noi putem să pictăm corect, putem să facem tot, dar dacă nu este atmosferă, nu este nimic. Și asta nu depinde de cât de realist ai făcut sau cât de... Nu. Deci dacă este atmosferă sau nu. Și iată, chestia asta o prinde anume când te plimbi prin orașe la momentul dat. Te minte că anume iată, în Paris încercam să memorizez. Și este un exercițiu, de fapt, și pentru memorie, da? Încercam să memorizez anume, iată, nu detalii, dar întregul, da? Pe care o văd. Da. Și deseori se întâmplă, dar, iată, spuneam ce ține de plimbări prin parc, că mereu creierul lucrează. La un moment dat zic, băi, dar vreau pur și simplu să nu văd nimic, da? Pur și simplu vreau să văd cerul, dar iată, deja este un obicei sau este ca un exercițiu, da? De fapt, care noi antrenăm în fiecare zi creierul și atunci el automat îți dă același rezultat când privești pur și simplu o lucrare. Dar mi-am amintit altceva, că iată, pe lângă stagiile de salon care le dăm care le dau în incinta expoziției, da? Mai facem și stagii sau workshop-uri în exterior, deci plenerul, se numește. Și deseori, iată, în plener cu elevii, discutăm, le explic de unde apare umbra, de ce umbra e violetă, da? Sau de ce e albastră, de ce, deci cum se formează toate momentele astea, de ce, spre exemplu, monument sau arhitectura este așa amplasată. Deci sunt unele momente, dar de jos e întotdeauna un pic mai închis, pentru că umbra e mai mult. Deci sunt niște momente tehnice, după care elevii îmi spuneau că, iată, noi după stagiile, după toată informația care am primit-o, noi când mergem prin oraș, ne plimbăm, noi vedem toate chestiile astea, noi le vedem. Deci mai înainte, fără informația ta, noi trăiam bine. Acum tu ai făcut niște, ai accentuat niște chestii la care noi trebuie să atragem atenție, da? Și iată, noi asta vedem. Da? Adică îi spuneau că noi deja vedem umbra într-un fel. Da? Deci puțini oameni
Băi, câți oameni dintr-o sută atrage atenția la umbra unui copac? Umbră și umbră, da? Dar Da. iată, după ce începi să pictezi sau începi să fii în domeniul ăsta, atragi atenția și la umbră. Uite ce umbră interesantă, da? Deci sunt niște cuvinte strane. Cum umbra poate fi interesantă, da? Forma umbrei interesantă, da? Ce culoare are el, da? Dar toate chestiile astea le observ din conexiunea directă, da? Din parc, din oraș, de la țară, da? Cer frumos, spre exemplu, a fost puțin care se uită la cer, da? Deci fiecare cu problemele lui. Dar ăștia care sunt atinși de pictură, de artă, ei un pic după ce se înfructează cu asta, văd lucrurile altfel. Și asta e foarte interesant să le auzi de la studenți, că spun că, iată, deja noi vedem un pic altfel lucrurile. Așa și este. Uite că ai menționat de workshop-uri. Eu știu că tu predai secretele compoziției, importanța desenului, a transparenței, a luminii, a umbrei, despre ce vorbeai tu acum. Însă spuneai în unul din interviuri că, de fapt, secretul este sufletul pe care îl pui tu în pictura aceea. Și mi-ar fi interesant atunci când tu predai studenților tăi, ei, pentru început, încearcă să te copieze pe tine sau pun nota lor de suflet în ce le dai tu lor să picteze, în special în plein air. Imaginez că dacă au toți chiar și poziționați diferit, cred că tot fiecare iese cu ceva inedit, dar spune-mi tu, asta e doar impresia mea. Ce ține de studenți și de stagii sau workshop-uri este foarte diferit, depinde de student care este nivelul lor, da? Dar dacă este un începător, deci nu este o problemă și asta este, deci se explică de ce studentul, într-un fel, repetă artistul sau maestrul, da? Deci, pentru că așa el vede și este o imitație, într-un fel, la ceea ce el vede. Deci nu este o problemă. Deci eu nu văd nicio problemă când elevii mei, într-un fel, mă copia, fac, într-un fel, fac alea după mine, într-un fel, da? Deci nu este o problemă în prima perioadă, da? Primul an sau doi, deci asta este un studiu mereu. Și eu am, la rândul meu, copiat artiști, să înțeleg tehnica. Deci nu poți să înțelegi cum este făcut până când nu deschizi și vezi înăuntru cum e creată jucăria aceea, da? Din copilărie, cum e creată. Și atunci, chiar și în timpul academiei, mi-aduc aminte că aveam chiar teme, trebuie să facem copii. După un artist, după școala tradițională veche, da? Și odată cu asta tu înțelegi multe lucruri, răspunzi la niște întrebări care ai tu ce ține de tehnică și atunci merge mai bine. Deci nu e o problemă pentru mine. Dacă în timp, da? Dacă în timp, după multe studii, studentul rămâne la ceea ce el a primit, asta deja este o, spunem, o problemă, da? Dar problema este mai mult pentru acel elev, pentru că el a primit ceva și el, într-un fel, a stagnat doar cu asta. Deci eu îți dau, tu trebuie să iei și să mergi mai departe. Asta este sensul, da? Deci eu îți dau tehnica, îți lămuresc cum tu poți să-ți exprimi ideea și atunci tu iei de aici, faci un workshop cu altcineva, da? Vezi diferența. Odată cu workshop-urile înțelegi ceea ce tu nu vrei să faci, da? Spre exemplu, pictezi, iată, nu știu, doar pe uscat, da? Deci, elevul înțelege, decide pentru el că nu, eu am înțeles, am fost la diferite stagii și am înțeles că tehnica asta e perfect pentru mine, mă exprimă pe mine și eu am să continui în ea, da?
Deci nu este o problemă când... Deci problema este când el stagnează, da? Dar bine, sunt și artiști, spre exemplu, în Franța, mulți sunt, bine, și amatori și artiști care vin să cunoască ceva nou. Deci nu sunt doar începători, da? Sunt diferite nivele de pregătire, hai să spun așa, în acorelă, și atunci un pic este mai complicat, dar pentru mine să explic, pentru că cineva deja înțelege despre ce vorbesc, cineva încă nu și-a despachetat acorelă niciodată, da? Este un pic complicat, dar în general nu este, nu, deci încerc chiar la stagiile pe care, workshop-urile pe care eu le-am, deci să facem un total, da, să vorbesc pe înțelese și la elevii care doar au venit și vor să cunoască ceva, și pentru cei care sunt mai dotați într-un fel. În ce limbi predai, apropo? Iată, primul stagiu care l-am făcut a fost în Franța. Deci am încercat să predau în engleză, dar am înțeles că în Franța e complicat, pentru că era un traducător care făcea traducere. Prima zi, a doua zi, traducătorul n-a venit, deci era o problemă și deci noi explicam așa foarte... Deci, bine, nu e foarte... Cum? E bine să explici, să înțelegi, dar totuși e bine să vezi live ce face artistul. Deci eu am încercat în engleză, am văzut că nu, după asta am mai fost niște stagii și am decis pentru mine că zic, băi, dacă fac stagii, cu engleza nu merge. Nu merge în Franța. Și preponderent erau stagii doar în Franța și partea franceză a Belgiei. Și zic, eu trebuie să le explic. Trebuie să le explic direct, da? Cu greșeli, undeva în ostim. Dar eu trebuie să le explic direct. Și am învățat franceza, zic, pentru asta. Și odată cu asta a venit și comunicarea cu artiști, cu studenți. Deci, la moment, acum predau în franceză în Franța. Deci s-a întâmplat să am și stagii în română aici, în Chișinău, și stagii în rusă, în Ucraina, Rusia, și în engleză un pic în Anglia. Dar cel mai mult franceză. Deva 70%, da, a fost franceză. Eu am citit azi un interviu cu tine în franceză, apropo, și vreau să spun că ai o franceză foarte, foarte bună. Felicitări! Nu, probabil, dacă este un interviu scris, probabil el e foarte bine redactat. Da? Pentru că... Dar știi, eu chiar vorbeam... Spune. Pentru că eu am făcut aici în Chișinău cursuri de franceză, dar nu am mai continuat pentru că trebuia să plec și zic, deci pe loc voi învăța. Și deseori învățasem expresii direct într-un fel locale, da? Și iată eu... În special în Belgia. Ei au sau în Belgia, da, exact. Sau, spre exemplu, învățam un anumit termen în pictură, da? Și după asta o foloseam, de exemplu, un termen care în Bretagne, în Normandie, în Franța, în Nord, și după asta veneam în Bordeaux și ziceam și se râdeau într-un fel. Dar de unde l-ai luat cuvântul ăsta? Că noi nu spunem așa. Zic, dar eu l-am învățat în Normandie, în Nord. Zic, nu se spune așa, corect e așa. Mă duc la est, în Alsace, toți mor de râs, că noi nu spunem așa. Zic, pe lângă franceza, că e complicată, pe alocuri,
ei mai au și dialecte și trebuie să înțelegi. Cu Belgia, da, cu Belgia ei au unele momente, dar specifice și trebuie să fie atent. Dar ca în total, franceza, într-un fel, te salvează în multe. În Franța, fără franceză, deci eu am înțeles că, da, că e complicat. Eu chiar zilele trecute vorbeam cu niște prieteni pe rețele de socializare și le spuneam exact chestia asta, că pentru mine personal este mai important să exprim gândul meu decât gândul meu să fie exprimat corect. Și da, în timp îți perfecționez limba respectivă, dar am și eu atâtea cazuri, chiar și în Marea Britanie, pentru că locuiesc aici deja de câțiva ani. Uite, fix așa cum spui și tu, cu râsete, dar râd și eu, râd și ei. Pentru că ori folosesc o expresie care ori am inventat-o eu, ori am tradus-o direct din română, ori au, de exemplu, tot diferenți de la regiune la regiune, că aici au și Staragalilor și Scoția și totul e, știi cum... Da, e foarte, foarte interesant, dar eu sunt de părere că e important să exprimi cunoștințele tale în materie de pictură studenților tăi și în timp înveți deja și, deja știi cum, îți îmbunătățești franceza. Da. Însă, felicitări, bravo, pentru că faci lucrul ăsta și că ai învățat franceza pentru asta și... Eu personal ador Franța, eu nu știu cum te simți tu în Franța, îmi dau seama că te simți foarte bine și mi-ar fi interesant să știu dacă ai o țară în care preferi să fii sau să expui, pentru că tu ai expus în foarte multe țări, dar dacă ai o țară de suflet, ca să zic așa. Iată, chiar în perioada asta de pandemie, toate sentimentele astea de țări, da, de voiaj, de s-au acutizat într-un fel, da, și iată eu vorbeam, zic, iată din tot, acum ne suntem închiși, nu putem să ieșim, da, tot și-au închis hotarele, deci unde ai vrea să mergi, măcar o zi, măcar un pic, de unde ai nevoie, da, de, și, deci mai înainte nu mă gândeam eu la chestia asta, pentru că, da, vrei, ai luat avionul și ai plecat. Dar acum când nu poți, îți dai seama că totuși Franța și anume Parisul. Parisul rămâne, cred că, orașul meu preferat. Da? Deci acolo acolo este tot ce ai nevoie. Și el este foarte... Am fost și în Londra și în alte capitale, Madrid, Roma, da? Sunt foarte frumoase, dar totuși Parisul îl asociez, nu știu cum, cu mine personal. Îmi place că el este cel puțin centrul, el este foarte unic, da? În același stil. Da? Deci în alte orașe, mai ales în Bruxelles, sau, deci e o mesticătură de tot. Dar Parisul totuși este într-un fel menținut într-un limbaj, da? Deci el este foarte unic ca stil, da? Este foarte frumos. El este culoarea fasadelor și acoperișul ăsta. El este tipic anume Paris. Deci îți dai seama că este Paris. Și acolo mă simt foarte, foarte liber, foarte bine. Anume, iată, orașul ăsta. Și, desigur, Franța. Pentru că eu probabil îmi explic, pentru că cel mai mult timp am petrecut acolo. Da? Și este o țară extrem de mare, vezi nordul, sudul, estul, vestul și el este extrem de diferit. Da? El este autentic într-un fel. Și cred că îmi place când merg cu plăcere în Franța. Unde aș vrea să merg? Aș vrea să explorez, cred că, Asia. Deci am mers doar o singură dată în China pentru o expoziție. Și de ce, nu știu de ce, am fost sceptic față de Asia. Deci eu credeam că totuși eu sunt mai mult de vest, da? Dar totuși ce am văzut eu în partea opusă,
m-a interesat ca artist, da? Alte culori, alte detalii care în vest ele nu sunt. Și cred că mi-ar place să explorez mai mult Asia acum, la moment, da? Poate fi Japonia, China, deci până în Australia, deci partea asta mi se pare foarte atrăgătoare, într-un fel este ceva, într-un fel am sentimentul că este ceva care îi trebuie să descoper, anume în partea asta. Deci aș vrea să vizitez anume Asia. Eu văd că tu ești în continuă căutare și cu siguranță ai să ajungi să Exact. explorezi cum o să revină totul la normal. Îți doresc mult succes în privința asta. Dar eu sunt sigură, eu văzând tot CV-ul tău, sunt sigură că ai să ajungi exact unde vrei tu și unde visezi. Eu acum aș vrea să trec la Mersi. întrebările, cu plăcere. Aș vrea să întreb, să trec la întrebările trimise de două pictorițe, ca să le numesc așa, care te admiră și ele. Ambele se numesc Elena și mi-au trimis câteva întrebări, dacă ei să vrei să răspunzi la câteva dintre ele. Prima este, O cere, da? cum au apărut animalele și păsările în picturile tale? Cred că merge vorba de ultimele Ultimele, da. picturi, deci Cai, ultima serie, ultima flamingo. serie. Da. Deci, această serie este poate fi legată de situația care noi o avem la moment. Deci, prima, dacă mi-aduc aminte, prima pictură a fost cu Paris, o secvență, o vedere a Parisului și iată, era perioada când s-au început toate manifestațiile de închiderea granițelor, da, a hotarelor, totul era închis și în momentul ăsta deci, o secvență cu orașe pustii, da, cu orașe fără suflet. Și odată cu sentimentul ăsta a dispărut și oamenii din pictura mea. Deci eu nu mai puteam să pictez. Emoțional nu puteam să pictez oameni atât timp cât știu că afară nu sunt oameni. Da. Da? Deci nu puteam psihologic să merg la asta. Da? Și zic, dacă dispare oamenii, atunci cine e după noi? Da? Atunci sunt câinii, sunt păsările, sunt altcineva. Da? Dacă noi am dispărut într-un fel de pe lumea asta, cine rămâne aici? Rămâne altcineva. Și odată cu ideea asta a apărut și alți eroi ale picturii. Da? Într-un fel a apărut câinii, după asta a apărut flamingo, după aia a apărut păunii. Da, în Londra și am avut chiar și prieteni din Anglia care mi-au trimis niște secvențe video cum un păun a fost văzut într-un supermarket undeva și îmi spunea, uite, asta este real, e real, de ce ce pictezi e real? Zic, exact, asta și eu fac, deci ce văd, asta și eu spun. Mulți au văzut asta ca o Ceva ieșit din context. invenție sau unde ai văzut tu, da, unde tu ai văzut vite în Londra, da, pe Trafalgar Square, unde tu le-ai văzut? Iată, sunt, dacă le te uiți mai atent, a Și este o serie care s-a început iată cu ideea asta și încet, încet. Deci eu am ajuns la o idee că eu nu puteam să nu o fac. Da? Și deci era așa o situație, da, interioară care trebuia să fie pusă pe hârtie.
Asta este unul. Și doi, mă gândesc că seria asta putea să fie mai devreme, putea să apară mai devreme, dar eu nu aveam timp pentru să stau acasă și să pictez pentru mine, pentru că eu aveam câteva săptămâni în atelier și după aceea ar trebui să plec, după aceea trebuie să o sumedenie de e-mail-uri, trebuie să mă înțeleg, trebuie să aduc lucrări, trebuie să stagii elevi. Deci foarte, foarte, foarte multe lucruri. Și aveam foarte puțin timp pentru mine. Și acum când am un an, practic, sau jumate de an, doar pentru pictură, doar pentru mine, și iată au apărut astfel de încercări, de experimente cu diferite mijloace, da? Poate să fie și animale, poate să fie combinații. Deci eu, într-un fel, după această serie, eu mi-am dat seama că ea putea să fie și mai devreme, dacă era să fie timp pentru asta. Deci pandemia și timpul ăsta liber a căzut bine pentru tehnica, pentru tema aceasta. Dar asta e cumva... Și încet, încet o continui. Asta e cumva și seria la care lucrai pentru expoziție sau e ceva diferit? Deci, mai devreme, pictam secvențe de oraș și animale, însă ele erau aparte, deci nu erau suprapuse sau nu erau încadrate într-un mediu. Da? Deci ele erau doar ca animale. Și mie foarte tare îmi place tema animală, da? Deci pictam și am avut chiar o expoziție în Londra doar cu animale. Deci eu, galeriștii care au văzut lucrările erau foarte interesați, dar mi-au spus că uite, haide să facem ceva nou, să facem doar cu animale. Și atunci, primesc că în 2016, eu am pregătit prima serie de animale. Deci, câini, pisici, păsări. Și erau expuse doar animale. Acum, într-un fel, eu le-am comasat, da? Peisajul pe care îl ador, da? Care exprimă sentimente. Și animalul pe care îmi place tactil, îmi place să-l privesc, îmi place textura lui. Și iată aceste două teme care mă reprezintă, acum le-am comasat, adică le-am pus pe o scenă, da? Să vedem cum ele lucrează împreună. Am înțeles. Următoarea întrebare este mai personală, cred, dacă te ocupi cu sportul. Când aveam... M-am ocupat foarte mult cu sportul și era dans sportiv. Pe la uite de asta, nu știam. Pe la 9 ani, de la 9 până la 14 undeva. Deci, și eram convins că cred că voi merge pe partea sportului. Și după am înțeles că nu este totuși ceea ce mie îmi place și am decis să schimb un pic direcția. Deci ce ține de sport așa mai profesionist. Dar acum mai mult, dacă personal, ce îmi place să fac cu plăcerea asta este notul, îmi place yoga și desigur plimbatul. Prin orașe, prin parcuri, deci îmi place să... Deci sportul nu agresiv, într-un fel. Și eu, la fel, prefer yoga, pilates, din astea mai lente. Nu prea fac foarte mult cardio, nu prea îmi place. Următoarea întrebare, câte ore lucrezi pe zi? Îmi dau seama că programul tău, cu toate că ai... cum ziceam mai devreme, ai program, dar probabil că diferă în dependență de expoziții, în dependență de... Dar te las să răspunzi. Da, deci
O zi normală în atelier este de la, să spun, 9:30 până la, hai să zic, 4. Până la 16 undeva așa. Depinde iarăși de soare. Vara, primăvara, pot să permit un pic mai mult, până la 5, da? Depinde de soare. Dacă este lumină, nicio problemă, pot să continui. Dar iarna un pic se reduce timpul și orientativ cred totuși că este între 10, 9, 10 până la 4, 5. Poate să fie așa. Deci seara nu lucrez. Pot să citesc, pot să mă informez, pot să schițez, dar iată ce ține de culoare în niciun caz. Și nu, deci este o chestie că strici vederea, da? Deci, dar pe lângă asta am observat, am pictat și seara și noaptea, da? Când eram în academie și mă dovedeam și trebuia să pictezi într-una, să faci temele și să te expui și mai pe scurt. Și am văzut, da? Deci că totuși este o diferență foarte mare când pictezi cu lumina zilei și cu lumina artificială. Deci este o diferență foarte mare. Și atunci, deci calitatea când este mai joasă, îți dai seama, totuși trebuie să te limitezi doar la lumina zilei. Da, însă în afara orelor astea îmi imaginez că ai și chestiile administrative de care ziceai mai devreme, răspunsul la e-mail-uri, la mesaje, exact. Foarte care, mult. Care sunt, probabil, îți lungesc orele de muncă și mai tare. Bun. Da, și nu sunt, este o chestie care nu pot să zic primesc tare plăcere, da, de la e-mail-uri, de la expedierea lucrărilor, de la înțelegeri, deci este o chestie care e de logistică, dacă ar trebui, nu pot să spun că este o chestie care foarte tare îmi place, dar trebuie să o faci. Fără ea nu mergi. Da. Și în cazul dat, tu fel ești impus să o faci. Poate dar ți-a foarte mult timp. Asta poate este la sigur. La un moment dat, poate ți-ai un administrator care să administreze, da, toate, exact, chestiile, probabil, logistice. Da. Iată acum, la moment, să spun că acum am semnat un contract cu un agent din Franța care într-un fel va elibera de o parte din lucru, deci el se va ocupa de galerii, de va căuta într-un fel noi clienți, locuri unde să expun. Deci asta, vă asigur, ușurează mult lucrul meu. Deci, ideal, cum aș vedea eu situația, este eu doar să fiu doar în pictură. Da. Da. Dar mi se pare normal. De ce? Așa. În special că deja e un nivel foarte înalt și ești foarte recunoscut, dar cu siguranță ai să ajungi și la punctul în care o să te ocupi doar de partea creativă și de pictură și altcineva o să administreze tot restul. Mersi. Următoarea întrebare. Îți este dor să pictezi în ulei? Deci, ca idee, am pictat în ulei, deci nu pot să spun că n-am pictat. Am pictat, fac experiențe, fac diferite momente, da, în ulei. Deci eu când am dorul, pot să revin. Și nu știu de câte ori, să spun așa, orientativ, să spun de 4-5 ori pe an pot să revin la ulei. Mai recent am început să lucrez și în acril. Tot este cu totul altă lume. Deci când am dorul, nicio problemă, pot să revin la o altă tehnică, da? De exemplu, academie am făcut și gravură. Deci când am sentimentul că vreau să
fac ceva, să gravez, nicio problemă, pot să fac gravură. Și desigur m-am prins la ideea că, cu ideea că când am un stop, eu spun așa, un stop în acorel, în tehnică, deci când eu nu știu cum să merg mai departe, da? Sunt trepte, da, ale creației. Când ea tu ești la nu știi cum să mergi mai departe, eu am încercat să lăs acorela și să mă și să lucrez câteva zile, o săptămână în altă tehnică. De exemplu, iată, am avut experiența, am lăsat și am pictat în acril. Și iată, pictând în acril, eu mi-am dat seama cum, care este direcția mai departe pentru acorelă. Am lăsat acrilul și revine m-am întors la acorelă că am înțeles ce să fac. Da? Desigur, iată, merg pe ideea că lăs un pic ca și cu lucrările. Trebuie să le ascund ca să înțeleg ce să fac mai departe. Așa și în creație, chiar și în tehnică. Da? Deci, uneori sunt obosit de aceleași tehnici, da, pe care le fac. Și parcă nu știi, parcă s-a oprit tot, nu știi cum să evoluezi mai departe. Deci nu e o problemă, mă opresc, încep în altă tehnică, într-un fel creierul se formatează un pic altfel, dar încep să gândești altfel și atunci îți vine ideea, îți vine calea ce trebuie să faci în acorelă. Și repejor revin și merg mai departe. Dar ce ține de ulei, da, de câteva ori pot să... Deci nu este o tehnică, nu este tehnica mea de bază, da? Deci da. Totuși acorela este tehnica mea de bază. Dar ulei, când am necesitatea de suflet, da, într-un fel. Următoarea întrebare e iarăși mai personală și are trei părți, de fapt. Ce cărți citești? Probabil că are în vedere ce stil de cărți citești. Ce mănânci? Iarăși o întrebare foarte generală. Poate ce fel de cuisine preferi? Și care este vinul tău preferat? Dacă bei vin sau dacă nu, care este băutura ta nealcoolică preferată? Să începem cu ce stil de cărți citești. Am înțeles. Ce tip de cărți? Deci... romane și literatură într-un fel am încercat să citesc, dar nu este totuși ceea ce citesc cu plăcere. Ceea ce citesc eu cu plăcere totuși este istoria artelor, arte, este biografii artiștilor, poate să fie și scriitori, poate să fie, deci biografii îmi place, ceva științific, de ce nu, deci mai puțin creativ, da? Mai puțin operă. Mai mult, iată, într-un fel informativ, dacă pot să spun așa, da? Deci ceva, unele momente mai, cum să zic, de istorie, da? Deci mai puțin literatură creativă, dar mai mult, deci nu tehnică, dar... Mă rog, și dacă să vorbim de ultima carte care am citit-o, desigur a fost Homo Deus, pentru că toți îmi spuneau trebuie. După Homo Sapiens, nu? E următoare. Harare, da. Aha. Homo Deus, da, deci toate trei, deci completul Homo Deus, Homo Sapiens și 21 de lecții pare mi se pentru secolul 21, ceva de genul. Da. Deci același autor. Deci le-am procurat în set pe toate și deci pentru mine este o carte. Deci asta este ultimul ce am citit, dar iarăși am recunosc că am citit din motiv, pentru că îmi spuneau că trebuie să citești, că e ceva neobișnuit. Da, mi-a plăcut. Și eu citesc la fel, același gen de cărți de care ziceai tu, și eu sunt mai fascinată de
biografii sau de chestii mai legate de viață. Nu-mi place deloc science fiction, nu-mi place, nu prea îmi plac romanele. Așa că te înțeleg perfect când spui ce citești, eu mă regăsesc. Scuze, mai vroiai să zici ceva? Nu. Deci, bun, urmă... după cărți era întrebarea cu... Ce mănânci? Ce mănânci? Iată aici, noi am să stăm o oră. Glumesc. Deci, totuși, dacă să începem așa de la început, totuși, după mine, sunt două bucătării. Da? Este bucătăria franceză și bucătăria chineză. Deci, două bucătării adevărate. După, este o anumită sub-bucătărie, dacă aș spune eu, da? Uh-huh. Deci, și din astea cunosc bucătăria europeană, bucătăria franceză. Deci, este acest, nu stereotip, dar ideea că bucătăria europeană este bucătărie franceză, într-un fel. Putem să fim de acord sau nu, dar totuși pentru mine, dacă sunt eu din aceste două bucătării, totuși franceză. Probabil că am călătorit mai mult timp în Franța, de asta mi este foarte aproape tot ce ține de de cuisine franceză, într-un fel, tot ce ține de mâncare franceză. Dar îmi place și mâncarea italiană, îmi place și cea spaniolă. Eu am înțeles un singur lucru, că îmi place să fac, să gust din toate, dar totuși preferatele rămân acele bucătării unde vinul contează mult. Da? Bucătăria germană este altfel. Da? Bucătăria, să spun, austriacă, bucătăria suedeză, ea nu este bazată pe vin. Da? Uh-huh. Deci, bucătăriile de sud, Italia, Spania, Portugalia, Franța, deci bucătăriile care sunt bazate pe vin, ele mă reprezintă mai mult decât de, în față de alte bucătării. Da? Uh-huh. Și, deci, probabil totuși rămân în compartimentul ăsta. Da, bucătăria franceză, bucătăria, deci unde la bază ca tradiție vin. Mm-hmm. Și mai ales când în Franța, oriunde nu te-ai duci, fie că te duci la un restaurant Michelin sau un restaurant micuț, un bistro ascuns undeva, e peste tot mâncare gustoasă. Nu există așa că să dai undeva peste mâncare care nu e bună. Noi am călătorit prin Franța destul de mult și noi și uite, nu știu, nici nu plănuiai, ajungeai undeva într-un local foarte micuț și oricum mâncarea era foarte delicioasă, adică ei chiar au, cum zici tu, tradiții și, bineînțeles, vedeai la lunch pe toată lumea cu un pahar de vin, cumpără. Și atunci, răspunsul la întrebarea ta ar fi că bei vin, pentru că întrebarea era care e vinul preferat, dar dacă nu bei vin, care e băutura nealcoolică preferată? Și să înțeleg că dacă tu mănânci bazat pe vin, înseamnă că îți place vinul. Și care e vinul tău preferat, dacă ai unul preferat? Eu am început să beau vin... Deci asta este tot o temă foarte importantă pentru mine, pentru că îmi place foarte mult să discut despre vin, chiar și despre mâncare, da? Și chestia asta, eu iarăși, într-un fel, am luat-o... Am cunoscut-o în Franța. Deci acasă nu beam vin. Bine, este vin în casă. Părinții, la sărbătoare, eu vedeam, deci vinul era prezent, dar el nu spunea nimic. Este o băutură care o beau cei mari, mă rog. Uh-huh. Și niciodată nu mă raportam într-un fel, da, cu vin. Dar odată ce am mers în Franța, am văzut tradițiile lor, ei au avut plăcerea să-mi arăte, să descoper care este diferența, da? Numai în Franța am înțeles care este diferența într-un vin Bordeaux și cel din Burgund. Deci, care este diferența? Care este diferența dintr-un vin din Alsace și un rosé, nu știu, din Provence, da? Mm-hmm. Deci, anume...
pot să zic că, iată, eu am fost școlit la nivelul ăsta de vin, anume de ei. Și după asta am venit acasă și am început să stau pe noi. O țară cu tradiții bogate în vin. Și am început să descoper, am început să înțeleg ce îmi place, ce nu-mi place, anume la cine de vin. La moment, pot să spun că totuși îmi place mai mult vinul roșu, da, decât cel alb. Întrebarea este care vin îmi place din Moldova sau în genere? Sau, pentru că în Moldova tu, totuși... Gen. Hai să fim din Moldova. Da, hai din Moldova. Moldova, hai să spunem că totuși suntem aici. Cred că fetească neagră. Tradițional. Rară neagră. Și Merlot, ai zis ultimul. Așa? Și din Franța atunci? Da. Cred că din Franța, să spun, regiunea Emilion. Am fost în Saint-Emilion. Mi-a plăcut mult. Saint-Emilion e interesant. Da. Deci un vin roșu Cabernet din regiunea Bordeaux, deci perfect. Uh-huh. Au vinuri foarte interesante. Eu mă bucur că îți place un vin bun și o mâncare bună. Și a fost foarte fain să discutăm despre asta. Chiar mulțumesc, Eleni, de întrebare. Bun, următoarea întrebare. Ce ai face ca profesie dacă nu artist? Da, interesant. Iată, nu m-am gândit. Cred totuși că nu aș fi foarte departe, da? Totuși aș fi aproape de, dacă nu artist plastic, m-aș ocupa de hai să zic, nu știu, de lumini într-un teatru, da? Sau m-aș ocupa de vinificație, de ce nu? Da, dacă am vorbit de vin, de ce nu? Deci desigur când se ies un vin, da, iată, ca idee pentru viața viitoare ar fi. Deci îmi place totuși segmentul ăsta de artă, da? De ce nu aș lucra într-o galerie ca curator sau ceva de genul? Deci mă regăsesc totuși în segmentul ăsta mai mult. Uh-huh. Sau vinărie, de ce nu? Sau dacă nu vinărie, hai să mergem bucătar, da? Dacă am discutat de mâncare, gin, ar fi idee. Dar chiar îți place să gătești? Nu pot spun că îmi place, nu gătesc în fiecare zi, dar prietenii spun că dacă gătesc odată, deci e foarte bine. Deci eu gătesc, cum zic, e creativ, da? Deci ceva acolo un pic, deci neobișnuit. De fapt, bucătăria e același limbaj, da? Tu ai aceleași culori, într-un fel, ingredientele, da? Și deja amestecul, da? Cum tu să le aranjezi, care este, deci în pictură la fel. Toți avem aceleași culori, aceeași paletă, aceeași pigmenți, da? Toți avem. Dar cineva pictează mai bine, cineva mai puțin, așa și în bucătărie. Deci toți avem aceleași ingrediente, dar la final toți avem bucate diferite. Dar asta este în faza cum să aranjezi, cum să dai, cum să prezinți. Da? Deci nu este secretul chiar și în stagii. Deci nu este secretul în materiale. E important să ai ingrediente, materiale bune, da? Pensule bune, hârtie bună, da? În bucătărie să ai niște roșii bune, da? Să ai tot ce trebuie pentru
sos sau ceva, da? Ca și în pictură. Dar asta nu este cel mai important. Este important mesajul, este important cum tu asta faci, da? Pentru că studenții, chiar când vin la stagiu, fotografiază toate pensurile, tot pigmentul. Deci să aibă fix ce am eu. Eu le spun că nu este asta cel mai important. Da? Deci pigmentul care eu l-am ales, el este perfect pentru mine, pentru ochii mei, pentru percepția mea. Poate pentru dumneavoastră nu fie așa. Poate acel verde care eu îl folosesc și mie mi este bine, setul ăsta, kitul ăsta personal. Deci nu este o bază pentru toți. Deci luați așa și ca rezultat veți avea aceeași pictură. Deci nu este, secretul nu este în material, nu este în material, într-un fel. Mi-a plăcut foarte mult asocierea ta de mâncare cu pictură, foarte interesant. Niciodată nu m-am uitat la pictură asociind-o cu mâncarea. Foarte interesant chiar. Așa. Eu în atât timp spun că mie nu-mi place să gătesc, dar îmi place să mănânc. Dar e plăcut că... Aici te înțeleg bine, perfect. Dar e plăcut că vezi și în mâncare o artă, asta e foarte interesant, foarte interesantă metodă de a vedea un lucru atât de practic ca mâncatul și gătitul, să vezi tot ca o artă, asta e superb. Da. Următoarea întrebare, cine sunt mentorii tăi, dacă ai mentori? În primul rând, ca să fiu așa mai, cum să zic, mai în general, aș spune că artiștii, da, și arta, istoria artei care o citesc, deci ea este, într-un fel, mentorul meu. Pentru că sunt cărți care le citesc și deseori revin la ele și multe lucruri le înțeleg în timp. Deci ele tot cărțile poate să te citine de artă, ele te învață pur și simplu descriind o situație. Sau... Deci deseori eu învăț chiar din viața altor artiști, cum ei vedeau lucrurile, cum... Deci, deseori, ei îmi deschid ochii într-un fel. Deci, un mentor este cartea. Al doilea ar fi artiștii care îmi place să-i privesc, deci îmi place arta lor și prin contactul direct sau indirect. Deci învăț din pictura lor. Deci câteodată este o pictură care mă impresionează atât de mult, da? Eu 2-3 zile pot să fiu sub această impresie, da? Deci asta tot este o învățătură într-un fel, da? Deci te-a impresionat atât de mult, tu nu poți face altceva. Deci tu ești în lumina asta lui, da? Și încerci să înțelegi, să discuți, poate într-un fel să discuți cu autorul acestei picturi, da? Dar indirect într-un fel. Și aș spune deja, o să zic, profesorii academie care i-am avut, da? Deci de mentorul, cum să zic, profesorii direct care i-am avut, da? Deci, dar iarăși este o chestie care s-a produs atunci, deci la acel nivel, da? Când eram student, când ei erau profesori. După când, deci... După ești coleg, nu mai ești student, profesor, deci ești coleg și coleg, deci relațiile sunt un pic altfel. Dar asta nu este o problemă.
Da? Deci dacă am nevoie, da? Dacă simt eu într-adevăr că am nevoie de un sfat, profesorii rămân aceia care pot să-i întreb, da? Dar bine, mi s-a întâmplat mai rar, da? După academie, da? Să-i contactez într-un fel cu astfel de momente. Mai mult, iată, aș spune că totuși prin cărți, prin povestiri, prin mentorul indirect, eu l-am avut mai mult, da? Deci nu este cineva care să stea deasupra și să spună că, uite, aici, aici și aici trebuie schimbat sau altfel, sau un sfat. Poți să-l iei, deci dacă cauți ceva, îl găsești, da? Și dacă ai o întrebare care te macină, da, poți să iei chiar orice carte sau, nu știu, ceva și ea vine dacă tu trimiți aceeași întrebare. O formulezi și o trimiți, ea vine răspunsul oricum. Și cam asta ar fi. Foarte fain. O să leg acum ultima întrebare, pentru că întrebări mai sunt, dar nu vreau să te rețin mai mult, că și așa ai fost foarte generos cu timpul tău. Și întrebarea ar Nici o fi, problemă. mulțumesc din suflet, sincer, eu încă Mulțumesc. mă simt foarte onorată că am avut ocazia să vorbesc cu tine. Ultima întrebare de la Elena este: artiștii trebuie să sufere pentru arta lor? Deci, eu cred totuși că este un clișeu, da? Nu știu de unde a apărut, da? De societate sau de unde. Este un clișeu că dacă ești artist, trebuie să suferi, și aici, când spunem suferi, mai mult conotația este economică, da? Deci să suferi într-o mizerie, da? Să nu poți să faci, să nu poți să ai un statut decent, da? Probabil eu mă gândesc că este legat totuși de istoria artiștilor. Deci, într-adevăr, chiar și să luăm 100 de ani în urmă, artiștii nu aveau astfel de posibilități cum au artiștii în zilele noastre. Da? Ei plecau odată în an la o expoziție, de exemplu în Paris, dacă luăm impresioniștii, da? Se expuneau odată în an și poate undeva niște comenzi, dacă aveau totuși norocul. Deci, într-adevăr, viața nu era ușoară de artist atunci. Și din cauza asta s-a format stereotipul ăsta, că totuși este extrem de greu, punct de vedere economic, să zic așa, să reziști. Acum nu pot să spun că e extrem de ușor, da? Nu este ușor. Odată ce este secolul 21, sunt și alte chestii care nu erau atunci, da? Deci alte costuri au apărut în timp. Dar totuși eu cred că posibilitățile sunt mult mai mari în raport cu costurile. Deci noi putem. Un artist, să zic așa, modern, contemporan, el are mult mai multe șanse să fie văzut, să fie expus, să fie apreciat față de un artist cu 100 de ani în urmă. Da? Deci, și cred că afirmația asta deja încet, încet, ea dispare din pare, într-un fel. Deci, un artist bun trebuie acum să vândă. Deci, un artist bun trebuie să fie cotat. Deci, dacă el nu este, zic, văzut într-un fel, deci este o problemă deja a artistului, nu a societății, în raport cu ce a fost 100 de ani urmă, da? Mă înțelegeți ce vreau să spun? Da. Deci, acum posibilitățile sunt altfel, da? Sunt ieșiri extreme, chiar și prin internet. Poți să călătorești.
poți să comunici, poți să vezi. Deci eu consider totuși că afirmația un pic pleacă de la noi, da? Că un artist trebuie să sufere sau să fie în... Un artist bun trebuie să fie în mizerie ca să creeze, da? Mm-hmm. Cred totuși că lucrurile un pic se schimbă. Așa e, în special cu tot internetul și conexiunea asta digitală. Da, cu exact. Siguranță. Da. Eu, Gen, îți mulțumesc din suflet. Eu aș mai vorbi cu tine încă vreo 3 ore, dar vreau să te las să-ți continui seara liniștit. Nu e o problemă. Am rezervat-o pentru discuția noastră, așa că nu e o problemă. Mulțumesc foarte, foarte, foarte mult. Îți doresc succes în toate și să-ți îndeplinești toate planurile de care ai vorbit și de care nu ai vorbit, dar le ai acolo undeva. Și eu sper să, poate cumva, când s-a terminat tot, poate o să te văd undeva prin Franța, mâncând o mâncare bună cu un vin bun și o să-ți dăm salut din autorulot. Cu plăcere. A fost o discuție foarte interesantă, mersi mult, într-adevăr, de ce nu? Putem să ne intersectăm și în Franța, în Anglia, am înțeles că ești în Anglia la moment, da? Da. Perfect. De ce nu? Am preconizat o expoziție în Anglia pentru 2021, dacă va fi tot bine, de ce nu? Ținem legătura neapărat. Desigur, da, exact. Mulțumesc frumos, o seară plăcută și mersi. Numai bine!